profita de eroarea grecului. Ce frumos își preia balonul spre poarta adversă. Gadze și Katsikas faultează de galben. Richard Gadze, atacantul ganez de 24 de ani, cu un gol marcat în Liga 1, la cel 4-0 împotriva Concordiei Chiajna, în urmă cu două etape. Căpățână se pregătește să execute. Atenție, Căpățână este genul de fotbalist care marchează rar, dar atunci când o face, marchează niște goluri absolut fabuloase, așa cum s-a întâmplat și la meciul cu Concordia Chiajna și cum s-a mai întâmplat în trecut la meciurile cu Poli Iași și Șepși. Își revine Bellamer și în scurt timp va reintra pe teren. Zgrablici întoarce până la propriul portar. Iată-l pe Salomão, surprins în poziție de offside portughezul. Asistentul Vladimir Urzică, cel care a ridicat fanionul. Ioan Andone, o legendă a lui Dinamo. 3 mandate de antrenor la Dinamo, ultimul dintre ele sezonul 2016-2017. Ca antrenor la Dinamo a câștigat numai puțin de 5 trofee. Titlul în 2004, 3 cupe ale României și o supercupă. De asemenea, ca jucător câștigat multe trofee. Noi revedem execuția lui Căpățână din lovitură liberă. Mingea îl lovește în mână pe Armando Cupăra. La FC Voluntari.